La școala gimnazială numărul 4 din municipiul Suceava va fi ridicat un nou corp de clădire după ce s-a constatat că mansardarea nu este posibilă din cauza structurii de rezistență a actualei clădiri. Primarul Ion Lungu a declarat că investiția, estimată la aproape 6 milioane de lei, va fi finanțată din fonduri europene. De asemenea, primăria Suceava a demarat licitația pentru construirea unei săli de sport la aceeași școală, proiect finanțat din bugetul local. Avem o problemă la școala numărul 4. La școala numărul 4 am demarat procedura de licitație pentru a face o sală de sport pe banii primăriei și dumneavoastră au vrut mansardarea școlii. Și școala 4 a vrut să facă mansardare, numai că, din păcate, la studii de rezistență care s-au făcut, n-au confirmat specialiștii că se poate face mansardare. Ca atare, conducerea școlii a venit cu o inițiativă de a face un corp de clădiri lângă școală și se poate face acest lucru în partea din stânga a școlii, așa cum suntem în fața școlii. Ca atare s-a făcut studii de fezabilitate, este vorba de o valoare de 5.660.830 de lei. Sigur, vom căuta, în primul rând, vor căuta, când nu mai avem timp, urmașii noștri, o finanțare europeană e cel mai indicat, pentru că, așa cum am spus, noi facem sala de sport pe banii primăriei la școala numărul 4. S-au finalizat lucrările la tot proiectul european, la reabilitarea eficienței energetice la școala gimnazială numărul 9 din cartierul Opcini. Eu îmi permis să spun că aici este o lucrare foarte bună și estetică și frumoasă și eu zic că s-a mai pregătit școala pentru încă o generație. Am fost acolo la fața locului, mă rog, mai erau niște resturi de luat de la geamuri, de valorificat. Am vorbit cu firma de construcții, înțeleg că s-a rezolvat. Primarul Lungu a subliniat presiunea existentă pentru extinderea spațiilor la mai multe unități de învățământ din oraș. Este presiunea toate școlile să facă aceste lucruri de extindere a spațiului de mansardare. Așa cum se știe, noi am făcut la școala numărul 10, acum terminăm la școala numărul 8. Am semnat proiectul pe fonduri europene la școala numărul 11, mansardare.